Astăzi vom explora o conexiune fascinantă între matematică și economie, analizând secvența Fibonacci și aplicațiile sale în lumea modernă a afacerilor. Secvența Fibonacci este o serie de numere în care fiecare număr este suma celor două precedente. Pornind de la 0 și 1, secvența se dezvoltă ca fiind 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 și așa mai departe. Secvența Fibonacci a depășit sfera matematicii găsind o aplicabilitate surprinzătoare în domeniul financiar. Investitori și traderi din întreaga lume utilizează această secvență pentru a identifica potențialele puncte de intrare și ieșire pe piețele financiare în analiza tehnică. Haideți mai întâi să vedem cum se prezintă astăzi piețele și revenim. Vă salut! Pentru cei care nu mă cunosc, sunt Cătălin Iamandi și mă ocup cu grafică și investiții. Fac acum o scurtă analiză valabilă pe 26 aprilie 2024, înaintea deschiderii pieței de capital din America. Rata dobânzii de referință rămâne deocamdată neschimbată în SUA 5,5%, în zona euro 4,5% și în România 7%. Pe harta din spatele meu se pot vedea ratele dobânzilor pe tot globul. Cu cât albastru este mai închis, cu atât este mai mare rata dobânzii în acea zonă. Sentimentul pieței este 63% bearish. Piața financiară în SUA, raportată la media pe 200 de zile, este poziționată deasupra mediei 58,1% și sub medie în proporție de 41,9%. Așa se prezintă calendarul economic până acum în această săptămână. Am văzut ieri Advanced GDP în America a ieșit 1,6%, sub așteptările analiștilor care preconizau 2,5%. Așa arată toate companiile listate pe piața din SUA. Sunt grupate pe sectoarele de activitate. Mărimea reprezintă capitalizarea companiei și culoarea reprezintă evoluția companiei în ultima zi. După câteva zile cu volatilitate mai ridicată, indicele fricii VIX coboară sub valoarea de 16. Indexul Fear and Greed este la 40, o valoare ce indică frică în piețele din America. Concluzia analizei este că majoritatea companiilor se află în teritoriu pozitiv. După zilele de scăderi, indexul Standard & Poor's 500, ca și indexul tehnologiei Nasdaq și indexul Dow Jones Industrial Average, consolidează, ca și indexul companiilor mici Russell 2000. Fed scade puțin masa monetară aproape în fiecare săptămână și menține rata dobânzii de referință la același nivel destul de ridicat, adică regimul rămâne quantitativ tightening. Includ în analiză și graficul BET pentru a observa piața acțiunilor din România, care consolidează în apropierea valorii de 17.000 după ce a atins un maxim istoric de 17.350. Haideți să revenim la subiectul de astăzi. Sunt curios să aud părerile voastre. Vă rog să îmi lăsați un comentariu. Ce credeți despre Fibonacci? Unii susțin că a fost doar un călugăr acum 800 și ceva de ani care a extras aceste numere din creșterea și înmulțirea iepurilor. Leonardo Pisano Fibonacci, în lucrarea sa Liber Abaci, Book of Abacus sau Book of Calculation, descrie o secvență de numere ce par să explice o serie de fenomene constatate ulterior, inclusiv în evoluția piețelor financiare. La prima vedere s-ar putea să nu vedeți o legătură evidentă cu economia. Totuși, această secvență simplă ascunde o mulțime de modele și principii relevante pentru diverse domenii economice. Una dintre cele mai evidente aplicații ale secvenței Fibonacci este modelarea creșterii organice. Multe organisme vii, de la plante la animale, prezintă modele de creștere care urmează secvența Fibonacci. Similar, multe companii și industrie experimentează o creștere care poate fi aproximată de această secvență. De exemplu, numărul de magazine francizate ale unei companii sau lansarea de noi produse ar putea urma un model Fibonacci. Anumiți traderi financiari utilizează secvența Fibonacci pentru a identifica potențiale puncte de intrare și ieșire pe piețele financiare. Retragerea Fibonacci, bazată pe proporții derivate din secvență, este un instrument popular de analiză tehnică utilizat pentru a identifica zonele de suport și rezistență potențială. Unul dintre cele mai populare instrumente derivate din secvența Fibonacci este retragerea Fibonacci. Această metodă analizează retragerile prețului după o mișcare semnificativă, identificând niveluri de suport și rezistență potențială.
Retragerile Fibonacci se calculează prin divizarea diferenței dintre maximum și minimum relevant prin proporții derivate din secvență, cum ar fi 0,236, 0,382, 0,5, 0,618 și 0,786. Se consideră că prețul are o tendință mai mare de a relua trendul ascendent după o retragere la un nivel Fibonacci specific, cum ar fi 0,382 sau 0,5. De asemenea, se consideră că prețul are o tendință mai mare de a fi respins la un nivel Fibonacci specific, cum ar fi 0,618 sau 0,786. Traderii pot utiliza nivelurile Fibonacci pentru a plasa stop-loss-uri sub zonele de suport potențial și a stabili obiective de profit la zonele de rezistență potențială. Extensiile Fibonacci sunt o altă metodă derivată din secvență, utilizată pentru a identifica potențiale obiective de preț după o mișcare semnificativă. Similară cu retragerea Fibonacci, extensiile se calculează prin multiplicarea diferenței dintre maximul și minimul relevant cu proporții derivate din secvență. Traderii pot utiliza extensiile Fibonacci pentru a identifica niveluri la care prețul ar putea ajunge după o mișcare semnificativă, cum ar fi 1,618, 2,618 sau 4,236. Extensiile Fibonacci pot fi utilizate pentru a confirma tendințele existente. De exemplu, dacă prețul depășește o extensie Fibonacci, ar putea indica o continuare a tendinței ascendente. Pe lângă retragerea și extensiile Fibonacci, secvența poate fi utilizată și pentru a crea alte instrumente de analiză, cum ar fi arcuri Fibonacci. Ele conectează puncte cheie de pe un chart pentru a identifica potențialele modele de preț. Fibonacci Fan este similar cu arcurile Fibonacci, dar conectează 3 puncte cheie pentru a identifica potențiale zone de suport și rezistență. Zilele Fibonacci identifică zilele semnificative din punct de vedere al timpului, bazate pe proporții derivate din secvență. Pe TradingView există mai mulți astfel de indicatori ce derivă din secvența Fibonacci. O să vă las un link în descrierea videoclipului dacă doriți să vă faceți cont pe TradingView, un site unde eu monitorizez charturile analizate de mine. Este important de reținut că secvența Fibonacci nu este un instrument de predicție infailibil. Prețul pieței poate să nu respecte întotdeauna nivelurile Fibonacci identificate. Utilizarea eficientă a secvenței necesită o analiză conștientă a pieței, luând în considerare și alți indicatori tehnici și factori fundamentali. Este esențial să se utilizeze secvența Fibonacci în combinație cu alte instrumente de analiză și să se ia în considerare riscurile implicate. Secvența Fibonacci joacă un rol și în teoria piețelor eficiente. Această teorie sugerează că prețurile pieței reflectă deja toate informațiile disponibile, făcând dificilă prezicerea mișcărilor viitoare ale pieței. A să vedea episodul 65 pentru mai multe detalii. Unii economiști consideră că modelele Fibonacci pot fi identificate în mișcările prețurilor, chiar dacă piața este eficientă, oferind indicii subtile despre tendințele potențiale. Secvența Fibonacci poate fi utilizată pentru a măsura diverse fenomene de piață, cum ar fi ciclurile economice, tendințele de consum și volatilitatea pieței. Deși nu sunt predicții perfecte, aceste modele pot ajuta la anticiparea schimbărilor pieței. Proporția de aur derivată din secvența Fibonacci este considerată de unii a fi cea mai estetică proporție din punct de vedere vizual. Acest lucru a condus la utilizarea sa frecventă în design, arhitectură și chiar marketing, cu scopul de a crea armonie și atractivitate vizuală. Secvența Fibonacci dezvăluie conexiuni profunde cu lumea economiei moderne. De la modelarea creșterii organice la strategiile de investiții și estetica designului, această secvență oferă o perspectivă unică asupra principiilor fundamentale ale economiei. Pe măsură ce continuăm să explorăm complexitatea piețelor și a comportamentului economic, secvența Fibonacci va rămâne un instrument util pentru analiză și înțelegere. Această prezentare este un rezumat concis și oferă doar direcții de studiu pentru cei care doresc să aprofundeze subiectul. Personal nu recomand trading-ul și folosirea de levier. Acesta este un canal de educație financiară și investiții. Voi continua să postez 2 videouri pe săptămână pe care vă invit călduros să le vedeți pentru a înțelege mai bine domeniul economic.
Ca de obicei, mulțumesc frumos membrilor și vă rog să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja pentru a nu pierde videoclipurile viitoare. Este important pentru mine să ajung la 1000 de abonați. Apăsați butonul de like dacă apreciați munca mea și trimiteți acest videoclip persoanelor care ar putea fi interesate să se dezvolte personal și financiar. Activați clopoțelul pentru a fi notificați atunci când postez un episod nou. Dacă doriți, puteți să-mi lăsați adresa dumneavoastră de mail pentru a primi update-uri. Linkul este în descriere. Sau puteți scana acest cod QR care apare pe ecran. Ne vedem în următorul episod. O zi plăcută!